A zis Domnul așa și primeam așa din partea lui Dumnezeu că este urgent. Că unii dintre cei care sunteți aici, așa primeam din partea lui Dumnezeu, că unii vă gândiți, auzi, nu sunt pregătit. Deci nu sunt pregătit ca să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Și a zis Domnul așa că a zis că diavolul are capcana asta și pusă în bisericile lui Dumnezeu. Și pe mulți au zis că îi prinde diavolul cu capcana asta și spune, auzi, luna asta nu ești pregătit, stai liniștit, las că te pregătești luna viitoare. Și au zis, Domnul, știți ce se întâmplă prin faptul acesta? Că mulți zic că nu mai au putere, nu mai au putere să lupte, nu mai au putere de înaintare pe calea lui Dumnezeu. O zis, Domnul, din pricina aceasta, pentru că nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu și n-au parte cu mine. De aceea eu zic, Domnul, astăzi la Dumnezeu nu-i trebuie luni, ani, săptămâni, zile, ceasuri. La Dumnezeu o clipă. Spune Domnul așa și cerea insistent Dumnezeu lucrul acesta. O zis, astăzi, deschideți-vă inima. Astăzi cereți din brațul meu și eu sunt gata să las iertare, să las eliberare și curățire și transformare, o zis Domnul. Și l-am simțit pe Iisus. Deci am simțit puterea Lui, prezența Lui am simțit aici. Și au zis, Domnul, cei care vreți să simțiți prezența mea, au zis, lăsați-vă prelucrați de Duhul meu. Primim așa din partea lui Dumnezeu că unii nu se lasă prelucrați de Duhul lui Dumnezeu. Și înțelepciunea lor, deci mintea lor, o lasă mintea lor să lucreze, nu lasă Duhul Sfânt să lucreze. Au zis, Domnul, nu lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Că unii ne gândim, mă, poate că nu-i bine. Mă, nu-s viața mea, nu, a zis Domnul, și să cere unitate. Deci unitate în rugăciune. O zis, Domnul, nu este unitate. De aceea, dacă vrem ca Dumnezeu, în această seară, Dumnezeu n-așteaptă până luna viitoare. N-așteptați până luna viitoare să vă împărtășiți. Deci așa primem și primem cu tărie din partea lui Dumnezeu. O zis, Domnul, spune așa, ca cei care sunt prezenți să înțeleagă lucrul acesta. La Dumnezeu nu-i trebuie luni, ani și săptămâni și zile. La Dumnezeu astăzi, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea putere. Ca ceea ce am auzit să ducem la îndeplinire și vom avea viață în noi. Amin.